Lista de cumpărături este sfântă în această perioadă în care totul se scumpește de la o săptămână la alta. Fiecare încearcă să respecte bugetul alocat de fiecare dată când merge într-un magazin, pentru că orice cheltuială în plus înseamnă renunțarea la altceva. Nici coșurile de cumpărături nu mai sunt încărcate până la refuz, ca în vremurile bune. Ne uităm în jurul nostru și observăm tot mai mulți oameni care, atunci când aleg să cumpere ceva, se orientează după preț. De asemenea, listele cu alimentele strict necesare nu lipsesc din mâinile cetățenilor români. Nu, în general ne facem o listă cu ceea ce trebuie să cumpărăm și poate de multe ori se mai întâmplă să cumperi și ce nu e pe listă. Dar în genere, da, ne facem o listuță. Vă salvează lista de cumpărături de la cheltuieli nepotrivite? De obicei, da. Dacă problema este să fii puțin tu ca om mai atent. Da, dacă respecti lista, sigur că te salvează. Dacă nu respecti, nu are cum să te salveze. Coșurile de cumpărături nu mai sunt pline cu vârf. Oamenii învață să cumpere strictul necesar și să renunțe la frigiderul plin cu mâncare, din care mare parte ajunge la gunoi. Scumpirile îi forțează să reducă risipa alimentară. Pentru a avea control asupra produselor pe care le cumpărăm în magazin, este important să venim cu o listă. Duminică, de exemplu, putem face meniul pentru o întreagă săptămână, iar atunci când venim la cumpărături, vom pune în coș doar produsele de care avem nevoie. În așa fel, evităm să cumpărăm alimente pe care mai apoi le vom arunca. Dumneavoastră la cumpărături folosiți o listă sau aruncați în coș produse fără să vă gândiți ce aveți nevoie exact? Domnișoară, folosesc o listă făcută de nevastă mea. Și pun în coș după listă. Cum am și pix la mine, cum am umplut coșul, cum am tăiat lista. Merg cu lista și trebuie să cumpăr ce trebuie pe listă. Altfel ce să facem? Ați venit astăzi și cu o listă, ce ați cumpărat? Am cumpărat medicamente prima dată, că alea trebuie la farmacie și pe urmă am luat din piață și eu fasole, salată, ceapa am acasă la țară, am o pensie de 1000 de lei din aia socială și o drămuiesc cum pot ca să-mi ajung o lună de zile. Peste 85% dintre cumpărătorii români resimt creșterea prețurilor la alimente și au devenit mai precauți cu bugetul. Alte două treimi spun că achiziționează doar bunuri de strictă necesitate și tot mai mulți vizitează 4 sau 5 magazine pentru cumpărături.